pe care o așteptăm, o aplaudăm și la modul cel mai sincer suntem foarte fericiți. Puteți să face pielea găină, da, pe mine. Sunt imagini, nu? Vedem acum imagini, dar cu venirea lui Mihai Țăneșu, da. Nu, un gest de mare omenie și un gest, cum să spun, adevărat al celor de la Universitatea Cluj, care, repet, merită toate laudele, iar pentru Neșu poate să fie o gură de oxigen care, Doamne ajută, poate să fie rădăcina din care, sau sămânța din care să plece până la urmă un miracol pentru acest băiat absolut fantastic. De-abia aștept, pe cuvânt, eu chiar sunt emoționat această partidă și când văd imaginea asta. De-abia aștept meciul și să-l văd pe Mihai Țăneșu și parcă din punctul ăsta de vedere n-am nicio treabă, dar parcă aș vrea să câștige Universitatea Cluj și pentru Mihai Țăneșu în seara asta. Îți dai seama că ei s-ar umple sufletul de bucurie. Răzvan Rotaru, ce zice de Mihai Țăneșu la Ucluj?